Salutare, dragi urmăritori! Bine v-am regăsit la o nouă prezentare marca Atelierul de Detailing în formulă completă cu sprijinul benzinărilor Socar. Suntem aici în Craiova la benzinăria Socar, cei care ne-au ajutat în acest demers și ne lasă să filmăm pe spațiul lor, sprijină acest video. Mulțumim cu această ocazie și vă invităm să le testați produsele. Cei care au venit deja la această întâlnire anunțată au putut să alimenteze cu carburant un pic mai ieftin. Și că vorbim despre carburant, benzină mai ales, astăzi vă prezentăm o mașină cât se poate de îndrăgită de români, un Passat nou, B8, 1.5 TSI, 150 de cai, DSG, cu multe chestii până. Sperăm să vă placă, culmea, mie unul mi-a plăcut deja mașina pentru că am apucat să o conduc mai mult, să o testez și vreau să împărtășesc și cu voi treaba asta. Și cred că e o mașină care în esență nu mai necesită vreo prezentare, în sensul că sigur este pe dragul românilor, pe placul românilor. Mulți au avut-o deja, au avut și celelalte modele, dar totuși pentru că noi suntem un canal auto cu păreri sincere, o să opinăm și noi despre acest model. Ce părere ai tu despre mașina asta? Având în vedere că tu ai... Ești sedanar de ăsta, ai și Cadillac, ai și Mondeo, sau tu ce ești? Nu Mondeo, Mondeo e break. Eu am sedan împotriva voinței mele, eu aș fi preferat să fie break Cadillac-ul, dar dacă pe ăsta l-am găsit, pe ăsta l-am găsit. Asta e. Nu, am avut Cielo sedan și de atunci nu mai îmi trebuie. E mai folositoare o mașină break. Dacă nu break, eu măcar liftback. Eu nu aș fi la Cielo hatch, pur simplu. Nu, Cielo hatch se rupea ăla tot timpul, da. Nu și la Cielo hatch, să știi că era și bancheta din spate mai scurtă. Era toată mașina mai scurtă. Da, era mai compact. Da, na. Bă, asta e o mașină, zic eu sincer, adică poate lumea, mă rog, a văzut niște nuanțe de ale mele în diverse videouri, care au fost interpretate eronat. Nu sunt un hater al mașinilor nemțești, n-am nimic cu nimeni. Până la urmă, uneori polemicile ajută în vizibilitatea unui film și trebuie să fim sinceri spunând chestia asta, că acele polemici au generat sute de comentarii pe acest canal care sunt în folosul vostru. Pentru că, de exemplu, dacă se lansează un fitil din ăsta intenționat, când ai 30 de comentarii per inițiator, per persoană, unul care caută ceva despre mașina aia o să găsească multe valențe acolo, și pro și contra. Și de-aia asta am spus și susțin în continuare, canalul nostru cred că are cea mai bună zonă de comentarii din YouTube-ul românesc. Adică mie, unul ca privitor, nu mi-ar plăcea să văd niște comentarii de tipul forță, ești cel mai tare, mușchi, inimioară, ce egal cu zero pentru mașina aia. Vreau să văd, nu frate, îmi place că uite, am fost cu socru la pește, am prins bibandă nu știu câte chile, am cărat, s-a vărsat, am spălat, n-am mirosit, nu știu, niște chestii concrete, întâmplări pe care voi le-ați avut și din care nu ai cum să afli, despre care nu ai cum să afli la o reprezentanță când e mașina nouă. Testul real e ăla al vieții cu mașina deținută de niște oameni. Că deja știți cam tot ce se poate despre mașinile astea, dar evident că o să intrăm și noi în detaliu cu chestia asta. Mașina asta s-a lansat în 2014 aproximativ. Este B8, adică a 8-a generație de Passat, dar nu a 8-a care are motorul pe longitudinal. Și este primul Passat făcut pe platforma MQB, pe acel modular Querbau Custom. Asta înseamnă că e cât Passatul vechi, de fapt un pic mai scurt, dar ampatamentul e mai mare, distanța dintre punți. Și mai pe românește, deși e cam pe acolo pe afară, e mai mare înăuntru. Și asta înseamnă confort mai bun, loc mai mult la picioare. Au putut să pună o gamă mai nouă de motorizări, sunt toate norme noi. Nu mai există TDI-uri, pompă, injector. Toate motoarele au fost între 1.5 și 2 litri. Și benzină și diesel, cutii DSG de toate tipurile, 6 și 7 trepte, ambreaje uscate, umede. Motoare în 4 cilindri, toate supraalimentate și tracțiuni integrale, au avut și variantă break și all track, un fel de all road Passat din ăla mai înălțat, care tehnic e al model din câte îmi dau eu seama, așa că nu-l putem grupa cu ăsta. Prețurile reale, zic eu, la o mașină configurația asta, care este un fel de între trendline și highline ca nivel, deși fiind un facelift nu se mai numesc așa echipările. Eu estimez că are un preț de vreo 26.000-30.000 în intervalul ăsta, având în vedere că ai un Navi, ai scaune semi-electrice, sisteme, motorizare plus DSG, adică el pleca, din câte știu, când s-a lansat, era cam 26.000 ca model. Deci de asta a ajutat și pe la un 30.000 prețul acestei mașini.
În rest, are tot ce ți-ai dorit de la o mașină și am reținut o opțiune foarte mișto pentru cine ar putea să folosească așa ceva fix, mașina asta nu are. Este un asistent de remorcă de dat cu spatele. Mi s-a părut genial cum e gândit. Tu ai remorcă, rulotă ce ai avea tu. Ca să nu te chinui tu să dai cu spatele, să faci toate alea, selectezi marșarierul, aplici programul rulotă și dai mașina cu spatele controlând din joystick-ul oglinzilor. Și tu te uiți în oglindă și spui din joystick unde vrei să se ducă rulota. Și ea face ce trebuie. Super ceva. Tare chestia asta. Deci poți să dai barcă la apă cu spatele, trailer assist. Practic îți preia controlul direcției și gândește cum ar trebui să o ia mașina pentru care morca să se ducă unde vrei tu. Eu am mai văzut trailer assist, în America au astea. Nu, dar zic doar pe cameră, adică în momentul care aveai și trailerul cuplat, pe cameră nu-ți mai arăta încotro ia mașina, ți arăta încotro ia remorca. Știi că e pe dos, trebuie să dai pe dos, practic. La Ford 150 poți să programezi remorca, dimensiuni, greutăți, toate cele bagi în sistem acolo. Și știe ea unde pune. Dar alea sunt mașini care special făcute pentru treaba asta. Păi ălea tragi 5 tone, 10 tone cu ele. E un gimmick interesant treaba asta, zic eu. Și mașina deja are o maturitate, adică le găsesc second hand, au avut deja un facelift în 2020, motorizările au trecut și ele prin niște schimbări, s-a scăpat de BTDI-ul ăla de două turbine, 240 de cai, a apărut și un TSI ciclu Budak de 190 și practic aveai puteri pe benzină, mi se pare că erau 150 pe 1.5, aveai 180 dintr-un 1.8 TSI care cred că s-a vândut doar în America și pe 2.0 TSI normal era 220 până la 280 și pe facelift au fost 190, 220 și 275 că au primit filtru de particule și au mai scăzut puțin cai, iar pe diesel a fost un 1.6 care a fost scos din producție la facelift, ăla avea între 125 și parcă 136 de cai, ceva de genul, și pe urmă 2.0 TDI 100... Nu mai știu cât aveau, 125, 150, ajunseseră până la 190 de cai și BTD-ul 240. Cam astea sunt cifrele mașinii. Cutiile DSG sunt DQ200, cum are și asta, ambreiaje uscate, DQ250, pe urmă a mai fost DQ381, care e și pentru versiunea cu tracțiune integrală și cea mai cea a fost DQ500 pe varianta BTD, care trebuie să suporte cuplul ăla de 500 de Nm. Așa că, nu știu. Deschidem o capotă, un interior. Eu am achiziționat un Passat de ăsta, break gri, cu vreo 10.000 de euro, era 2015 mașina, fusese pe la compania de autostrăzi prin Belgia sau pe undeva. L-a luat omul, eu i-am zis, mă vre, îți place că omul se gândea, bă, să iau de ăsta, să iau Golf pe benzină de la de 200 de cai. Zic, mă, ceva, ia de ăsta că pe ăsta îl mai vinzi. Golful nu știu dacă îl mai vinzi. Da. A mers omul cu el și a dat seama că nu-i trebuie așa ceva, până la urmă și-a luat o mașină mică, se consume puțin, că decât se ducea la școală, un băiat se ducea la școală, la mall, adică nu-i trebuia așa ceva. Și nu făcea nici l-au vândut după vreun an de zile cu 10.000 de euro în 5 minute, știi? Adică l-au pus la vânzare, iată, 10.000, nu i-a costat și nimic. S-au plimbat cu el. Exact. Deci s-au plimbat cu el un an de zile, l-au dat cu că l-au luat și aia a fost, știi? Păi când pui mașina de asta la vânzare, am văzut că 5 minute, ori te contactezi ceva în 5 minute, ori primești oferte de genul schimb cu butaș, coacă-ți tablă de casă, nu știu de astea. Ce mi-a plăcut foarte mult la Passatul ăla e că avea priză de 2.20 în spate, în cotieră. Că m-am obiceiul să mai pună. La asta nu ne uităm, dacă are, tot timpul. Ne uităm. Și există și o variantă, am uitat să menționez, GT-ul, care pre-facelift a avut 204 cai, facelift 218, adică 1.4 TSI. Cu 150 sau 158 de cai, depinde de variantă, și baterii de ceva gen 8,8 kW sau 13 kWh și un electric în cutie de DQ400, mă rog. Adică exact configurația acelui Seat Arako pe care am filmat-o eu pe canal. O mașină care este eminamente inutilă pentru majoritatea românilor. Deci dacă faci, Passatul e o mașină de concediu în general, nu-ți vei lua așa ceva să mergi preponderent în oraș. Dacă însă vei face chestia asta, ăla e o alegere bună. Dacă ai să iei să mergi strict extraurban, utilitatea ei nu mai este așa bună la drum, că se descarcă și motorul ăla de sine stătător nu e foarte dinam. Eu nu mi-aș lua așa ceva pentru extraurban. Mai curând un diesel de 190 sau oricare din benzinele astea. Mai îmi place culoarea la ea, e o nuanță pe care am văzut-o și pe Skoda Superb, care a apărut pe canal. Și apropo, aia, de exemplu, la 2.0 TSI 190 DSG, dotări diverse, era un fel de... Era ultimul nivel până în Laurin Clement, era 32.000, a fost o ofertă la ăștia. Da, păi, nu știu, cam asta ar fi rezumatul mașinii. O capotă, hai că...
Motorașul ăsta chiar e interesant și merită atenția noastră. Piston de barosani, de astea. E, da. Ia să vedem. Trebuie să barbarizăm un pic ăsta, să iasă de aici. Ăsta e un 1.5 TSI. EA211 Evo se numește motorul. Este unul din preferatele mele, nu știu, mi se pare așa curat construit și mi-a plăcut tot timpul manualul tehnic al acestui motor. Sunt două variante mari și late, cu a treia derivație pentru Caddy, despre care nu discutăm, că e ceva comercial. Pe Passat e doar 150. Mai există unul de 130 care se poate vedea, de exemplu, pe Golfuri și pe, nu știu, Seat Leon, Octavii și așa mai departe. Iar diferența dintre ele nu este soft, diferă fizic. E și soft, evident, dar, de exemplu, motorul de 130 are construcție din blocul, este din aluminiu, doar că cămășile sunt dintr-un fel de aliaj de fontă simplu. Și turbina este cu geometrie variabilă, deci practic are o turbină exact ca un diesel. Mi se pare genial așa ceva să pui pe benzină. Foarte puține mărci au reușit să monteze fiabil o turbină cu geometrie variabilă pe benzină. Iar varianta asta de 150 are cămășile dintr-un aliaj din aluminiu, siliciu, ALSIQ-U3, ceva de genul se numește, nu fontă. Și turbina este cu geometrie fixă cu S-gate electric. Deci iată că nu e numai soft și diferă și niște chestiuni de distribuție, de setare. Distribuția e pe curea, care e curea uscată și pompa de apă este situată într-un capac, nu are lanț sau altceva în baie. Și are electrohidraulic pe ambele axe, numai că diferă cumva mecanismul. Unul este pe admisie cu bandă mai largă, vreo 70 de grade, simulează și ciclul Atkinson Bud acolo, că la o mașină normală, când urcă pistonul, lasă un pic supapa deschisă să mai iasă în admisie din amestec. Practic muncește mai puțin să comprime. Nea Budac de la Volkswagen a zis că facem invers. Închidem mai devreme supapa până când coboară. Și în felul ăsta nu mai trebuie să injectezi, trage mai puțin aer da. Și mai puțină benzină și nici nu se întoarce în admisie să rămână mâzgă. Adică e o interpretare de-a lor a ciclului Atkinson. Cureaua este simplă, nu are pompă de apă pe curea în partea asta și are niște chestii foarte ciudate, e clar că sunt gândite pentru eficiență. Roțile de la dințate, de la distribuție, sunt ovale, nu sunt perfect cilindrice, cerc. O chestie probabil de rezonanță, de vibrație. Deci curea uscată, da, e ieftin și bun, e așa cum era la multe motoare vechi. Acum, pe partea elaltă, există pe arborele de evacuare antrenarea acestei pompe de înalte, că e injecție directă acest motor, și mai are o rolă care antrenează o pompă de apă cu un modul deștept, cu licență, doctorat, care știe să trimită antigelul pe niște supape, doar în chiulasă, doar în bloc sau în ambele, poate să răcească suplimentar și turbină și toate cele. Pe urmă, are dezactivare de cilindri, în sensul în care de fapt le oprește supapele și se pot vedea aici. Pe lângă cele patru bobine de inducție, ai patru solenoizi ăștia de aici, care probabil cumva se vor strica, având în vedere că frig atât de tare acum că abia poți să ții mâna pe ei. Și în anumite regimuri de turație, pur și simplu mută camele, dă la o parte camele de pe culbutori și ei nu se mai apasă. Și merge doar în, funcționează doar aprinderea pe cilindri 1 și 4. Pe urmă, mai are un circuit de răcire interesant, pentru că admisia are intercoolerul direct în ea, charger coolerul, ăla nu este în bară. Și asta înseamnă că ai un circuit secundar de antigel cu o pompă electrică care răcește turbina, chiulasa și cu partea de intercooler, care poate să meargă până la 10 minute după ce motorul s-a oprit. Chestia asta este exact cum avea 1.4 TSI, diferența e că au mărit cu cursa și au mai eficientizat din materialele folosite, să fie mai puține frecări. E un motor care nativ nu prea consumă ulei. Am auzit niște cazuri de consum de ulei pe la motoare rulate din prima generație. Au mai avut defectul ăla de Kangaroo, în care când trece din 2 în 4 cilindri are un șoc. Eu nu l-am simțit pe motorul ăsta, nici pe altă mașină mai veche, dar defectul ăla este prezent pe multe forumuri. Deci probabil dacă luați un ASH mai veche e posibil să regăsiți așa ceva. În rest e un motor simplu, destul de direct făcut, e modular. Și nu este genul ăla de motor la care să te aștepți la curele rupte, lanțuri, consumurile de ulei care erau pe vremuri. Chiar e, când spui TSI, nu mai are nicio legătură cu ce era înainte. Cutia, ambreaje uscate, 7 trepte, tracțiune față. Cam asta ar fi ceea ce se află pe aici. Așa că defecte,
Momentan nu-i găsești, dar e clar că electronica va fi buba. Sunt toți senzorii ăștia la vedere. Cablaje, mufe, senci, e foarte fierbinte toată zona asta. Mă gândesc la turbina aia, 1000 de grade cât are paleta aia înăuntru, cu răcire, cu ungere, cu toate cele. Are și jeturi de răcire pe pistoane. Sunt niște chestii standard care se folosesc la motorizările astea de azi. Dar totuși nici nu-i foarte forțat, adică sunt motoare care la 1.5 au aproape 200 de cai, ăsta are 150. Pe urmă are 4 cilindri, cât de cât e o medie bună. Adică eu n-aș fugi de motorul ăsta, sincer. Dar mai rămâne să-i dăm vreo 5 ani așa, să iasă ca lumea din garanție mașinile și vedem atunci ce probleme are. Dar uite, comparând cu pe a 1.8, cât era 2.0 TDI-ul ăla inițial, pompă injector, cu axul ăla de da, așa, adică la pompa de ulei, da, da. Le-au scos capul repede. Păi și 1.8 pe benzină de consuma uleiul, plus, cu găleata. Plus, adică ăsta nu mai are acele 3 lanțuri de distribuție, adică trebuie să recunoaștem că le-au optimizat destul de bine și ar fi cazul să nu mai. Și altă modificare care a apărut, și acum mi-am dat seama de ea, pe găuricile astea de aici de la motor, venea o pompă electrică care făcea vacuumul pentru frâne. Acum, pentru că majoritatea au început să fie mild hybrid, au mutat frânele, le-au făcut cu curent. Sunt electrice, adică merge cu, nu mai are vacuum, are cu booster, amplificare, cu booster. Cu și atunci pompa electrică de vacuum nu a mai fost necesară. Curea de accesorii simplă, aer condiționat, alternator, fără apă. Da. Probabil e polivibel din ăla, fără întinzător, cum îi zice. Băi, eu atât. Ce pot să vă spun la motorul ăsta? Ai lucrat la vreun și nu. Cred că stând așa, noi, dar mi-ar place să lucrez, adică. Da. Stând așa și uitându-mă la el, motorul ăsta probabil vine pe multe mașini și multe configurații. Da. Ei ce au făcut? Au lăsat aici un ștuț, vino Cosmin mai aproape să filmez. Au lăsat aici un ștuț care probabil la altă mașină face ceva, se duce vacuum din admisie undeva, da. Cine știe. Ei n-au făcut admisia asta, o admisie pentru mașina aia și o admisie pentru mașina asta. Au făcut admisia și au lăsat ștuțul aici. Un ștuț orb, adaptarea exact. Da. Un ștuț orb, da? Blanc, da. Cum ar veni. Și e gaură acolo. Când ai nevoie, o montezi pe cealaltă mașină și mufezi aici respectivul și furtun. Consumurile sunt decente. Eu am mers cu mașina asta la... Am făcut noi o filmare la un moment dat cu un Seat... un Leon. Și am venit cu el până aici și mi-a consumat 6, ceva pe autostradă, 6.4 tot drumul. Cu asta fi mașină mai grea, dacă mergi un pic mai înfipt, probabil o să vezi un consum de, nu știu, între 7 și 9 pe extraurban. Dar e decent, iar în oraș nu prea ai cum să treci de 10, maxim 12 în cifre din astea mega aglomerate, pentru că deja traficul, cel puțin în orașele mari, cum e Bucureștiul, se măsoară la oră, nu mai consum la suta de kilometri. Cam asta ar fi, nu știu ce putem să mai bălărim despre el. Mai avem. Ia mai zic, ce mai avem? E tot la fel blancare și aici, da. Tot așa se putea mufa ceva. Acolo avem unde ar fi venit cealaltă curea, probabil altele au două curele. Da, de fapt ăla e ca un de la harmonic echilibrator. Ah, zici că zici că sunt alea care sunt mild balansor? Hybrid. Da. La mild hybrid are alt tip de alternator. Altfel de curea și de alternator. Da. E charger cooler-ul vestit, dar nu înțeleg, eu nu înțeleg ce vor să facă cu ele. Deci, da, tu păi tragi aer de afară. Păi nu, tu trage aer, dar trage... cu antigel. Pe temperatură rece. Are alt antigel? Da, este un circuit același, numai că e răcit de radiator separat cu pompa electrică. Tu zici că în radiator sunt două circuite? Sunt trei radiatoare, climă, așa? Motor și charger cooler. Și ăla e separat. Exact. Dar antigelul e într-o baltă comună, numai că trece prin circuite separate. Ok, asta n-am știut. Cel mai cel e ăla, aia 2.8 dieselul. Să aibă separat, că am văzut. De au circuit separat cu totul, da. Așa? Da, că practic aerul comprimat de turbină are vreo 100 de grade. Asta ți-l duce pe la un 25-30, cam pe acolo, adică e o cădere masivă și nu mai ai furtunurile alea în bar. Eu mă gândeam că îl răcește la 90 de grade, cât are apa din motor. Iar ăsta mai e mișto pentru că, în general, cel puțin motoarele vechi, 1.6 MPI-urile, de exemplu, aveau supapa PCV pitită în spate, trebuia să desfaci o grămadă, să ajungi. Aici e frumos carterul ăsta de separare. E doar bucata. E doar asta, e doar și asta, o dai și imediat jos dacă o ai de schimbat. De fapt, membrana e aici, nu, da, adică și, mult mai la vedere. Și solenoizi de să studii, da, dom'le, să coace, n-are nimic. Exact, uite aici un șurub, scoți de aici, îl arunci, pui altul și gata. Adică foarte, cel puțin din punctul ăsta de vedere, foarte ok. Da. Iar la pompa de înaltă n-au pus antifonare, dar înăuntru nu se aude.
Știi că majoritatea da, unele au antifonare, da, că și tot țăcăne. Ei, la asta nu țăcăne, mă gândesc că e ceva mai de, da, de generație mai nouă. Da, e adevărat generație mai nouă și nu cred că face... Știi? Da, așa... Nici căpăcelul ăsta n-are vreun buretă sau așa. Bateria, din păcate, este FB, nu este... AGM de la nu e AGM. Asta e. Așa, asta e o baterie direct, normală, da, cu niște cârpe băgate între celule, deci nu e mare lucru. E... Așa. Asta nu știu cât de frumos l-au da, făcut pe cam ei. Da, e cam ăsta, cred că e de la Strobgelul, spritzul. De la Strobgel, dar mi se pare că l-au făcut da, cam urât. Cam... Acum, da, na. Așa, antifonare la capotă, duze de parbriz încălzite nu cred că are, că nu văd curentul către capotă. A, dar nu mai sunt duzele în capotă. Stai bă, că pe vremea mea erau duzele da, în capotă. Erau... Nu mai aici sunt. Aici sunt sub buză, undeva jos. Da, probabil. Da. Aia, hai că... Văd. Așa? E despre. Cam așa. Și pe ce mai stă bine? Pe faruri, mi se pare mie că mai stă bine mașina asta. Are lupe ca lumea. Nu e cel Matrix LED, dar luminează bine. Chiar se văd bine, e albul ăla frumos. E... Hai să vedem ce mai... Portbagaj. Ăsta e o premieră, nu știu, eu nu simt nevoia de portbagaj electric la un sedan, sincer. Adică câtă lene să-ți fie să-l deschizi, să-l închizi, dar recunosc că dacă ai niște cutii, ceva... Da, o avea de la mână... de pe Subaru. Ia vezi. Hai să vedem. Ia, că stai să-l închidem da. Și după aia să încercăm să dăm cu piciorul pe Subaru. Ia zi. Nu merge. Maradona, n-are Maradona. Asta e. E, oricum. Mie da, nu mi-a ieșit... A, ba, da, uite care. Că s-a deschis. Mie nu mi-a ieșit mai niciodată deschiderea asta. Bă, aici e cazare vamă, portbagajul ăsta. Deci chiar mi se pare mare. E loc mare de buji, de butelie. Ia uite, n-ai da, treabă. Da, da, da. Preferatul tău. Da, da, oho, n-ai treabă. Ai loc ca lumea aici. Da. Dormi da, și cu el închis așa dacă le și deschis. Chiar sunt mare, adică se vede ce e alor, e alor pe toată asta. Are priză de 12V. Spațiile astea de depozitare, poți să pliezi și banchetele care vin la nivel. Ai de la de... Sânătorul de paporniță. Paporniț. A, are și niște inele de metal pe aici ca să te cred poți, că mai pui o plasă o ceva ca să te poți, nu, să poți să legi, știi? Da, da, să da, poți să ancorești ceva dacă ai nevoie. Dacă îți dă soacră, da, uite și în spate. Dar vezi, pe cele din spate le-au făcut frumoase că se văd, pe ăștia de aici le-au făcut mai puțin frumoase da, că se văd. Da, și a avut tot timpul pasat, au avut deschiderea asta mare și inclusiv la șoldurile alea înăuntru e lat, adică aici bagi ca lumea, dacă e adevărat un break tot timpul va fi mai încăpător. Da, chiar și așa. Ia, deschide ușa pe acolo. Nu poți. Bă, scaunul e setat pentru Vlad. E loc de n-ai ce face cu el. Na. Trei nu da, stai adică atât de stai, bine da, că e și tunelul, știi? Avem o priză de încărcare, un spațiu de stocare, presupun că aici venea controlul de la clima. Dacă aveai climă cu trei da, zone, da, da, venea acolo. Clim. Încălzire în banchetă n-avem, dar na. Opțional o fi fost. Da, oricum aici. Astea, mă rog, uite, și în față. Cred că asta e singura chestie care nu-mi place la interior. Putea să pună dintr-o mușama, că asta se va încărca cu rapă în, cel puțin în față. Stai cu coatele, vara, transpir și mi-ar fi plăcut să fie din mușama din aia. Da, mă, dar măcar da, nu, na, te, nu te lipești de ele, știi? Și asta e adevărat că alea te lipești. Bă, și mai era o chestie, uite, nu știu dacă mașinile astea europene au. Există niște moduri la centură ca să prinzi izofixul ăla și că dacă tragi de ele până în capăt... Găsești ceva? Nu, asta n-are. Au un... rămân blocate după ce le duci până la capăt și dai drumul. Ca să prindă, să țină în tensiune căruciorul. Și ar mai trebui să aibă loc de umbrelă. Că teoretic era pe... Eu n-am. N-are, nici pe partea altă. N-am. Știu că unele aveau făcut. Zici că e treabă de echipare? Că trebuie să fie echipare mai scumpă? Știu că ele oricum au compatibilitate cu piesele de Skoda. Iar ce mai e mișto, ușile au materialul ăsta moale și în spate și în față. Spațiu de depozitare cu mochetă. Cred că în clasa asta compactă, mă rog, compactă, limuzină compactă, ai... E o raritate mocheta asta. Și scaunele iarăși mi-au mai plăcut, deși contează să ai niște scaune mai dintr-o echipare mai bună, alea care au zona asta rotunjită ca niște ape pe aici, chiar se stă bine în ele. Ăsta e cu reglaj manual, dar totuși ai un lombar, ai de înălțime, ai față spate, adică îți găsești locul în el pe 6 direcții. Și ce mai îmi place faptul că are consola spre față. Și se poate vedea că
bordul fiind înspre față, ai loc ca lumea la picioare. Adică, eu zic că un om de orice talie va încăpea în mașină. Bă, are reglaj sus-jos și doar la pata din față și la tot. Nu, mecanic. Are și electric pentru spătar ăsta, da. Mi se pare. Da. Are ceva. Cum e treaba? Că ai mai mult loc decât într-un A4, de exemplu, chiar dacă tehnic ăla e superior ca gamă. Dar n-ai umflătura aia de la picioare, aici în partea asta poți să stai, adică îmi stă toată pulpa pe scaun, genunchii sunt departe, deschid ori pe două fără nicio problemă. Și ăsta e mochetat. Acolo mai veneau niște opțiuni, dar nu le-a. Da, cred că e ceva, unitate DVD, e și cu frig, dacă vrei să pui niște sucuri. LED-uri frumos pe aici, ochelarii de Vadim. Oglinda asta fără ramă, lumină, adică e consola, iarăși îmi place că are teșitura asta aici și, de exemplu, dacă ai copanele și mai moale. Mari, e moale și îți ferește cumva genunchiul și fiind oricum, chiar și la cutie manuală, 5 și 6 nu jenează, nu intri în zona asta, USB de ăsta nou. Aici, dacă dai bănuțul mai mult, ai mai multe butoane, dacă te încântă treaba asta, la fel aici, astea poți să le și, dacă se adună rapă, nu. Frumos, da? Și uite că e facelift, că nu e doar plăcuță, are și prindere, știi? Adică asta îmi place. Și aici, uite, ăsta de curent, asta chiar e brichetă. Aia o să sară pe noi. Tradițional, da, o dai și... Da, uite, mai aici e încă un USB-ul. Și refrigerat, da? Ba nu, nu, asta e scumieră. E scumieră, pachet de fumători. Nu, gaură nu e, nu, refrigerat nu e. Poate la cele mai scumpe. Da, oricum ai în torpedo, deci. A, nici 220 vă zic că n-are. Da, asta nu, pe aici, pe undeva trebuia să fie. Ia să vedem. Păi cred că putem să-i dăm și o cheie. Stai, cred că trebuie să ținem apăsat pe... Zi. Da, și spune în bord, atenție, motorul funcționează. Da, vezi că să nu o lași așa. Navi-ul clasic, oricum la orice mașină durează un pic până intră. Așa că trebuie să ne așteptăm la un decalaj de niște secunde. Dar e bine integrat în bord, e nici prea sus, nici prea jos, că de exemplu la Passaturile alea B5.5 era navigația jos în beci și te uitai și scria ceva cu Soconel, dar nu știu cine e Soconel. Soconel ăsta că sună haios, da. Acum. Și navi-ul e simplu, că practic ai hartă propriu-zis pentru el. Aici e sistemul nou în care ai inclusiv telematics de ăsta, de poți să vorbești cu ea, să-i bași tot felul de chestiuni, ține minte pe unde ai fost, îți arată timp, estimări, vreme, bălării. Și dacă vrei propriu-zis hartă, o vezi așa. Bănuiesc că dacă, na, uite, are și tilt. Da, are 3D. Poți să te uiți la răsărit aici, frumos au apus. Așa ai zona asta de meniu, de fapt ăsta e meniul principal. Eu zic că răspunde bine, nu e o grafică wow, dar ideea e că se poate vedea că are o latență minimă, spun eu. Ai ăsta, asistenții secretari. Asta iarăși e foarte mișto, uite ăsta de exemplu care, deci nu cred că are din ăla Uite-mă. Deci are sistemul ăla de care povesteam eu cu remorca. Ei, dar nu avea să păi dai nu, că ăsta el. E, că de-aia ți-o pune aici, știi? Că ai... Numai că ți-o detectează doar dacă pui cuiu acolo, asta e, nu cuiu firme, știi? A, nu e, mă, nu vezi, uite, decât cum îți planifică traseul. Da, la... Da. Pe urmă, adică e mișto că ai grafic ăsta, dacă tu, de exemplu, vrei, aoleu, cum să nu mai facă din volan, ai apăsat pe bandă, frumos, dezactivare, adică e foarte intuitiv, știi? La asta nu m-aș fi gândit, da. Mașina din față, vrei să, dacă vrei să... Să te ții după ea, da. A, dacă să-ți dea benzinării. Pe ăsta dezactivezi, dar, știi? Da, uite, asta să-ți dea, da. Asta adică cred că e să mă adori. Indicatoarele. Da, ăla să mă adori. E fel de Sims, așa, nu? Da, foarte frumos. Foarte frumos, da. Get in sports, care. Da. Cu aia pe. Da, chiar e drăguț. Deci la asta trebuie să, uite, și cu ia bossului o cafea. Frumos, asta chiar îmi place, mi se pare că e foarte intuitiv și mă gândesc că 160 de astea. Plus, ai și listă dacă vrei, adică nu numai diagramele alea. Pe urmă, dacă mai dai o dată meniu, intri din nou în ele, uite aici autovehicul, stare, astea, dacă vrea ceva pe la service, îți spune ce și cum. Presiune în anvelope, undeva trebuia să fie parcă și consumul la el, aici iar niște scurtături, adică seamănă foarte mult cu o tabletă clasică. Și cam atâta, nu prea setări. Dacă avea și moduri de condus, apăreau chestiile astea pe aici, dar nu e cazul.
Media, avem doar sportul din cutie. Atât. Da, ăla dai odată în jos așa și un radio. Aer condiționat Vortex la 1299. Nu e cazul. Da, păi nu știu, cam ăsta ar fi în principiu. Acum, uite, asta pot să zic că îmi plăcea mai mult ceasul ăla de dinainte. Adică aici probabil s-au asigurat să știi că ești într-un Passat. Și au scris Passat, nu știu. Ăsta, de fapt, cred că e chiar nivelul de echipare. Pentru că se numește chiar Passat una din echipări la astea noi. Dar parcă dădea mai bine cu cesulețul ăla pe acolo. Mie îmi place continuitatea asta, da, de continuitate, aici de la bord. Chiar dacă pe aici nu suflă nimic, asta mi se pare că e foarte drăguț. Și seamănă și cu cromat. Botul mașinii. Știi, exact, seamănă, da, un pic, da, cu grila, da, da, dintre faruri. Adică e un pachet corect. Și ce mi-a plăcut iară, climatizarea este extrem de funcțională, pentru că ai aceste butoane de Golf 5 care o să fie și peste 50 de ani probabil. Și e mișto că le reglezi foarte ușor și intuitiv de aici, și ai și meniu. Și de aici poți, de exemplu, să setezi gradele, direcția, ventilația și de pe ecran. Deci poți să controlezi și vocal, că dacă o dai pe engleză și spui mi-e frig la lăbuțe, o să-ți facă cald la picioare, știi? Are filtrul de la ionizare. Și chestii, îl trece separat? Îl trece el pentru o chestie pe acolo, okay. Și ai și, uite, în spate poți să oprești, poți să pornești. Adică chiar ai climatizare pe trei zone. A, da, ea are pe trei zone, dar nu are controlul aici. Controlul acolo, din ce văd, știi? Okay. Uite, asta nu. Foarte, da, interesant, nu știam. Da, setări, bălărină. Păi e ca orice mașină, necesită un timp din ăsta de obișnuință. Dar nu știu, uite, tu în cap te simți înghesuit. Da. N-am treabă. Compară cu Mondeo, că era, știi, un rant din ăsta pe canal aici, că domne, Mondeo e mult mai mic decât Passat. Nu mi se, nu, pare, nu. E cam în aceeași gamă. Știi ceva? Mondeo 5 mi s-a părut puțin mai mic decât Mondeo 4 la interior, din cauza că are mult mai multe opțiuni, da, și trebuie să le pună undeva. Știi? Adică toate ăștia ocupă spațiu. Vrei navigația atâta. Normal că nu mai ai loc, da, la picioare. Pui, vrei, da, navigație mică, ai mai mult loc la picioare. Acum, na. Și uite, are și parca jos automat. Vezi, îți recunoaște. Mie îți recunoaște, mi se pare frumos toate astea. A, da, uite, unghiul, da, mort. Da, uite, are și arată unghiul mort, îți arată. Asta e ca să, da, vezi remorca din spate, să parchezi lateral. Știu că Passatul ăsta a fost prima mașină care putea să parcheze cu fața automat, nu cu garare de aia cu spatele. A fost o și intuiția mișto, adică tu practic dai, uite, intri pe senzori, că erau înainte multe butoane și nu știe, doar cameră, dacă atingi, pac, apare frumos. Adică, bă, da. Da, dar vezi că trebuie să le știi. Da, mie mi se pare că cel puțin pentru mine asta ar fi minimul unei mașini de mărime, mă refer. Păi da, mai ales că eu nu pot sta în Golf. De-astea, eu nu pot sta în Golf, cu lădița, cu toate, da, alea, e complicat la tine cu treaba asta, da. Așa, asta, mai trebuie o pedală, dar acum, da. Asta e. Schimbătorul e la clasic. Uite, poți să claxonezi din manetă. Da. Codul morse. Da, mă, trebuie să apeși jar. Are și modul ăla de valet, de închis de pe aici toate astea, da. Bă, e bine. Adică cel puțin ca mașină va fi un second hand dorit, asta, da, este clar. Și îmi place că tehnic nu are nevoie de reclamă, adică toată lumea știe că Passatul e o mașină care are niște calități dovedite. Da. Cam asta ar fi, hai să o și conducem, că e păcat să nu o mișcăm. Ce să zic, sper că, na, ați putea să ne dați și niște sugestii și sper ca cu treaba asta să arăt faptul că nu sunt un hater al acestor mașini. Deci, sincer, mașina asta chiar îmi place. Nu e o mașină care să fie oferită în mod oficial de la Volkswagen sau ceva, așa că dacă simțeam ceva neplăcut despre ea, puteam să critic. Nu știu, mie personal nu mi se potrivește neapărat genul ăsta de mașină. Mi se pare genul ăla de mașină cu criterii pe foaie. Mi-o iau că mă duc în concediu, am 3 copii sau suntem 5-5, mergem la pește, ne trebuie spațiu. Dacă însă vrei o mașină de poveste, dinamică, să te duci tu în weekend să te distrezi, nu e genul ăla de mașină. Poate ăla de 280 de cai să fie. Dar atunci, nu știu, hai să o comparăm, de exemplu, cu cum era Sirocco sau cum ar fi un Civic Type-R, un Golf GTI, ceva care e mai intens așa un pic. Dar depinde ce vrei. Dacă vrei consumuri decente, spațiu ca lumea, fiabilitate cât de cât, da, te orientezi pe genul ăsta de sedan. Și o acceptare socială. Da, exact. Că până la urmă, ce și n-ai nimic de dovedit. Da, bine, foarte asta, bine, da. Adică, da, nu, ce să mai zici? Pe când, dacă, uite, acolo avem mașinile unora din urmăritorii care au venit aici să ne vadă, comparați-o, nu știu, cu Astra H.
aia e de, deja depășită, e veche, e mai mică decât asta. Avem acolo un, ce, la F30 break probabil, sau un, nu vă până acolo, că n-am de vedere. E8-ul nu mai zic, mult mai scump, probabil doar culoarea de pe E8-ul ăla e cât Passat-ul ăsta. Civic-ul Type-R e prea strident și acolo avem, uite, o alternativă interesantă, dacă ar avea și mai mulți cai, un Jaguar XE. Cu tracțiune spate, păi, stai, nu pare trebuia... XE ăla. XE, asta zic, păi și XE-ul zici că e cât Passat-ul. E mai mic. E mai mic, e mai mic, dar zic că gen aia este o mașină pe care mai curând ți-ai lua-o într-o echipare de aia de 250-300 de cai pentru joacă. Asta e o mașină, sincer, în care te urci, ai făcut plinul și te cobori la Bodrum. Și stai și te îngrași 5 zile la All Inclusive. Știi, cam asta e. Pentru asta e Passat-ul făcut. Păi ce-a făcut, mă? Te opriști la enumerat mașinile oamenilor tocmai la Mazda 3. Păi n-am văzut. Pe care, pe care ne-a adus-o și pe canal. Nu, e cu rugină, e cu rugină, da. Dar zic că e... Da, ei, aia, da, uite, aia la vremea ei, pentru că avea sufletul ăla de Focus, cu șasiul, cu suspensie independentă pe spate, a fost o mașină foarte mișto, doar că, mă rog, trebuie să o judecăm după alte criterii. Dar mi se pare relevant, știi, să compar Passat-ul la prima vedere cu ceea ce poți vedea în jur pe stradă. Și dacă pui argumentele pe foaie, s-ar putea să fie o mașină câștigătoare. Este spațioasă, consumurile sunt decente cam în funcție de orice motorizare ai alege. Piese și mecanici găsești o grămadă, și noi, și SH, și orice ai vrea. Adică e un performer bun. Hai să vedem cum o performează până Oltenia pe aici pe drum și mai vorbim o mașină. Ziceți, suntem la proba de condus. Probă, probă, bate vântul, Passat. Cu Passat-ul? Că nume de Passat. Dom'le, e... n-am mai condus de mult un Passat, dacă stau să mă gândesc, deși am avut contact cu mașina asta ceva timp. Ca model. Generația anterioară și CC și standard și am fost până în Turcia de mai multe ori. Dar nu mint, am fost cu B8 când s-a lansat în 2015 cu variantul break, un 2.0 TDI. Și am semnat un drum de vreo 3000 de kilometri dus întors. Deci l-am și condus, am fost și pasager, am și dormit în el cu de 2000 motorină. Era 2000 motorină de 150 de cai cu cutie manuală. Și ăsta e notabil mai silențios decât acela. Păi na, motorina. Dar faza e că mie îmi place motorul ăsta. În sensul în care mi se pare că e o medie bună, adică are 1.5, 4 cilindri, 150 de cai, e și turbo. Probabil cândva o să primească și soft, posibil. Ce dar problema eu pe aici, eu pe aici. Păi să dăm mai tură mai amplă că, na. Eu sunt invitat, dreapta. Și DSG-ul e problema la mașina asta, în sensul că nu prea ai ce să-i ceri. E automată. E suficient să spui că e automată, dar are niște ezitări la plecarea de pe loc. Stă un pic până se hotărăște la traficul ăsta stop and go, dar dacă o țin drive normal pe, la mers la drum lung, nu îți va crea probleme, adică nu simți schimbările. Dar clar, nu e mai rafinată decât un DQ381 sau DQ500, chiar și DQ250, adică tot ce înseamnă acele ambreiaje umede, care au și toleranță mai mare la cuplu. Mă rog, alea spus pe motorizări mai mari, tot ce înseamnă 2.0 TSI și 4x4, 2.0 TDI și știu că cea mai puternică era pe ăla de 240 de cai, care a fost pre-facelift, că post facelift o anul la motorizarea respectivă. Da, cert e că e o mașină sinceră, adică ai spațiu în ea, din ce văd. Ne-am urcat și 5 în ea, acum mi se pare silențioasă, asta e un plus, direcția e moale, ai reglajele astea semi-electrice pe aici și cu masaj, adică oricum mașina e o configurație medie, estimez așa că la cum arată e vreo, am și zis și în prezentare de fapt, e undeva între 26 și 30 de mii, depinde de tichete, rable și ce discounturi ori mai fi fost.
Și una din configurații. Acum e clar că majoritar cred că s-au vândut 2.0 TDI configurațiile astea. Dar parcă are logică mai mult pentru orașul 1.5 benzină din asta. Și tind să cred că manuala e mai sport. Pentru că te lasă pe tine să te joci cu toate alea pe acolo. Mă rog, dacă o dai pe padele, ea merge fără probleme. Îți schimbă rapid, cel puțin când ești imers. A, nu pot să zic că sunt eu fanul acestei cutii. Ce mai e mișto la mașină e că ai repede modul sport la cutie. Poți să o dai și pe manual în dreapta și te joci doar din padele. Dar sunt cam degeaba padelele astea, în ideea în care, de exemplu, dacă merg cu 60 constant acum, aia nu știu, e în a 5-a. Am dat a 4-a, am dat a 3-a. Nu. Tu doar a 3-a mergi. Sesizezi cum se schimbă turația, dar nu simți absolut nimic la mașină, doar primește turometru pe bârnace. Dar mie mi se pare ok manual partea de padele, în sensul în care, să zic, acum având 1500 de rotații, clar că dacă apeși accelerația nu-i bine. Ai dat frumos două clicuri, e turbina în boost, apeși accelerația, ai făcut depășirea, ai revenit. Uite ce frumos! Te ajuți de padele la niște depășiri, numai că la configurația asta nu cred că e bine să ai vreo pretenție dinamică de la mașină, pentru că e o mașină de o tonă jumate, cuplul de benzină 250 de Nm. O să facem stânga la giratori. Nu e foarte căloasă mașina, să spun. Adică, na, mai intens se va simți un diesel de 190 de cai și eu cred că configurația optimă pentru mașina asta e un 2.0 TSI de 190 de cai, care e și ciclu Budac, are consum real în București, în aglomerație de aia Belzebut, 11%, ceea ce mi se pare mega decent. E extraordinar. Adică am probat-o mai extins pe o Skoda Superb pe care am filmat-o pe canal și condusă în ură, așa, n-am, nu știu, 11, 2, ceva de genul. Manuală sau tot DSG? DSG era. Da, mai complicat. Un DSG mai... Da, era DSG-ul, cred că era de Q381 ăla sau de Q250, nu mai știu sigur care veneau. Și așa, infotainment-ul e la locul lui, parcă e... Acum e bine că au scăpat de ceasul ăla și un pic mai sus ecranul decât era parcă pe... În trecut, dar uite, de exemplu, când eu, mie îmi place să merg cu volanul spre mine și când țin eu mâinile așa, nu văd o treime de ecran. Adică aceste butoane de aici nu le voi vedea. Ne. Dacă, e adevărat că dacă vrei să faci comanda, oricum trebuie să-ți folosești mâna respectivă. Și ce mai observ iar un progres, mi se par suspensiile. Drumul ăsta e destul de vălurit, are rizurile astea așa. Și nu simți pronunțat în cabină. Evident, când e un canal și așa, poate să fie mama suspensiei. Că dacă n-ai perne și mizerii de astea adaptive, nu are cum să-ți filtreze. Dar mi-mi pare liniște în cabină pentru cum e făcut. Da, suspensia e tot suspensia de la Golf 5 da, încoace, exact, are na, normal. Are pe spate, McPherson pe față, dar au mai rafinat la ele, că până la urmă ăștia merg pe principiu ăla, nu schimbăm ceea ce funcționează. Sunt aceleași manete de 15 ani încoace. Mai au, parcă aveau la un moment dat cadru motor de aluminiu, cadru de spate da, de aluminiu, mai fost să mai reducă un pic de... Na. Bă, da, mă intrigaș cu la consumul ăla. Da, 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 da. Și de ce? Pentru că motorul are compresie, raportul de compresie e aproape 12, are închidere de aia, tip Atkinson la supape, adică intenționat e făcut să fie așa, că un TSI de 220 de cai are altă chiulasă, altă compresie, alte pistoane, biele și ăla papă, dar și merge un pic mai înfipt. Și așa la mi se pare o medie bună, e și 2 litri, merge mai relaxat, ai și totuși rotunjit 200 de cai, adică chiar se mișcă bine. Îi place și cu... Durația asta văd că face și cozonaș pe spate, care e masajul ăla acolo, interesant. Și vezi bine din ea, chiar dacă propriu zis, parcă mi se pare că are oglinzile cam mici. Pentru... Da, măcar sunt la fel. Ce m-am obișnuit. Da, 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 că înainte erau asimetrice, exact. Da, la B5 erau da, mai mică și una mai mare. Realmente... Da, într-adevăr, dacă o țin... Se duce, se duce. Acum aia e în sport, vezi că rămâne turată. Mai dai o dată, a trecut în drive-ul manual. Cutia într-adevăr are aceste vezitări și din păcate ca mașină second hand, când o să aibă ea un drum până la lună în kilometri, cutia asta o să ceară niște reparații, pentru că așa sunt făcute, au o viață, adică 300.000 maxim cred că țin o cutie de asta în mințile ei. Dar când e nouă, când ai garanție, n-ai nicio treabă, ție de care vrei. Cu oricum nu e ca și cum tu alegi DSG-ul. Adică dacă vrei o cutie mai bună, înseamnă automat să iei un motor mai mare. Asta e diferența. Și ce-mi place la ea, că întotdeauna sta bine pe sisteme.
frânează singură, ține drumul, pilot automat, toate cele, ai mini ecranul ăsta cu 7000 de informații. Întotdeauna mi-a plăcut la NES computerul de bord. Ai 7000 de variante, termen scurt, termen lung, trip A, trip B. Poți să ții foarte bine partea asta de statistică de drum și o ai și pe ecran. Dacă intri la partea asta de stare autovehicul, bălării, tot felul. Răspunde bine infotainmentul, n-ai, oricum, nu știu cât contează chestiile astea, mers neapărat. Și lista de opționale e foarte lungă, adică poți să faci un Passat din ăsta să coste mult, mult. Ții minte, când lucram în corporație, șefii aveau mașină de serviciu Passat din ăla, Highline, 2.0 TDI integrală DSG cu de toate și era vreo 48.000 preț de listă mașina, adică chiar conta. Nu cred că își dă nimeni banii ăștia de nouă pe ea, poate, na, că găsește second hand acolo. Da, se aude frumos. Aici să nu te chitești foarte tare pe ea, că mă, au obiceiul să stea polițiști după colț în, da, în Craiova aici. Nu e ca la tine la capitală. Aia nici pe acolo nu e. Hai că acolo poți să mergi cu 70 în oraș, nu se supără nimeni. Da, e mai... e mai liberalizată treaba un pic. Și au dat și ei seama că dacă nu lași să se mai fluidizeze un pic traficul. Da, contează la mașina asta. Eu aș pune, de exemplu, în loc să-mi iau nu știu ce ecrane cu 16 milioane de culori în loc de 8 milioane, de banii aia mai curând mi-aș lua un scaun bun cu multe reglaje. Aici cred că trebuie să... Drept. Da. Mi-aș lua un scaun, de exemplu, complet electric, cu 8 reglaje. Adică ăsta e aproape electric, știi, are doar spătarul aici. Și la Mercedes am mai văzut chestia asta. Adică la drum lung mă satisface mai mult un scaun din ăsta cu control ca lumea decât ceva ecrane. Și de, eu zic că avem încălzire pe trei trepte. Încălzire, climă cu alea care merg ele frumos. Dacă apeși meniu, ți apare frumos. Da. Și poți să dai și de aici, gen, mai cald, mai rece, dar în mers... Da. Sau poți să-i zici, mi-e frig, mi-e cald, urli pe la voce pe aici, pe astea, dar trebuie să fie neapărat pe engleză. Partea de navi, la fel, are și în bord și pe ecran. Da, e, eu zic că au rafinat-o suficient cât să fie considerată un model nou, chiar dacă pe afară diferențele sunt minore. Și are niște detalii elegante, totuși, cum ar fi oglinda asta fără ramă. Uite, ăsta nu e un plastic chior, are și el un desen așa, o striație. Mie îmi place cum arată, mai sincer. Mai în față să întoarcem la metro. Nu, la sensul giratoriu. La Doamne ajută acolo, tot e giratoriu. Ok, da, e mult. La Doamne ajută acolo, nu? Da. Și... e o medie bună asta, adică până la urmă cred că în România mulți cumpără diesel din inerție, pentru că au mai avut înainte, au văzut pe la prieteni care au și... eu cred că n-au toți nevoie neapărat de diesel, adică dacă faci 10-15 mii de kilometri pe an preponderent în oraș, mai bine ți-ai unul din ăsta. Să te încadrezi pe stânga să întoarcem în giratoriu. Bă, acum contează și ce fel de diesel. Ok, asta e mașină nouă, dar dacă o fi să o iei SH, teoretic, cred că ar avea mai puțin kilometri una din asta la niște ani fixați față de una diesel, care în general în Germania sigur a fost cumpărată pentru navete și kilometri. Adică... da, că și neamțul bănuiesc că și a diesel când face 500 de kilometri pe zi. Nu tot așa din inerție. Bă, mie mi se pare că lumea a avut diesel și a auzit pe nu știu cine când a avut diesel, de a avut diesel mai simplu de la mai de pe vremuri. Da. Acum când ori pune una pe dieseluri de ăștia Euro 5, Euro 6 cu filtru de particule complicat, mai da, și un adică AdBlue. Exact cum ziceai tu, știi, el merge și când nu mai merge, să te ții bine la faci rată să-l repari. Da, e... oricum, e un progres, adică erau, clar erau mai gălăgioase înainte, aveau multe subansamble din astea care erau preluate prea de din urmă și nu știu, nu erau, era un Lego nereușit pe anumite chestii, dar acum mie mi se pare că e chiar elegant desenat și cu... e o mașină care e mare, adică nu știu, nu cred că e mai mare decât Superbul, care sigur are mai mult loc în spate. Dar, na, se stă bine la... are de fapt din aici manetuța asta de nivel. Că-ți găsești o poziție totuși. Îmi place că, da, chiar vezi bine din el. Ăsta la fel. Eu ca ochelari scaut. E mare. E mare, da, poți să pui de aia de Vadim. Mare așa. Pe ușă e moale.
Și acum, uite, pe consumul mediu afișat pe toată povestea asta de când a fost mașina adusă din București, așa, un 7,5 are. La un drum întins e clar că o să stea pe la un 9, la cum merg românii cu ea, depășiri 140 și mai o serpentină. Ceea ce e decent, adică eu nu cred că la un Passat din ăla diesel scos 4. Uite. Eu tot aud pe forumuri medii din astea că TDI-ul meu varsă motorina înapoi în rezervor, de fapt o varsă în baia de ulei. Da. Da. Da, efectiv n-auzi motor, adică ai putea să spui că e o mașină electrică acum, nici nu simți vreo vibrație de la el. Mai și dezactivează vreun cilindru? Da, intră, ți apare la unele, ți arată la altele, nu, altele se apară acât ăla că merg și unii spuneau că vezi, doamne, are ăla efectul kanguru, că se simte, nu știu cum, ca un șoc când pleacă. Mie nu mi s-a părut. Eu nu, dar n-am simțit chestia asta și plus că aceste se ieși și el de până 2015, adică au mai rafinat pe la el un pic. Sunt niște modificări. Eu aș fost mai fericit dacă puteau să dezactiveze câte doi, dar alternativ, adică uneori să-i dezactiveze pe unii, alteori pe alții, adică da, să nu rămână da, uzați unii, cu... știi? Era prea complicat cu mecanismul ăla de supa pe care patru solenoide. Da, știu, știu, da. Da. Însă ce nu prea are, nu prea are frână de motor. Asta e... Păi o fi ca să fie mai eco... Ca asta, uite, cum. Am văzut niște configurații mișto de mild hybrid. La poste cadrezi pe stânga, să le ducem. Am văzut niște plusuri unui sistem mild hybrid, este că BSG-ul ăla, demarorul, alternatorul ăla, are posibilitatea de a recupera prin frână dinamică și atunci el când încarcă bateriile alea și o pune rezistență. Acolo trebuie să-l. Și se simte foarte... dar nu cred că am voie. Bă, ce? Nu, ia, uite-te. Nu, 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 este, este, uite. Este, este, a, da? Da, da, e de scurt. De unde... Și practic are, îți face artificial o frână de motor care este din înfrânarea motorului electric. Se simte foarte mișto. Cred că acolo, în colț. Senzorii de bară, frumos. Ia uite, aici piatră cubică, iar nu simți nimic. Da, eu sunt mulțumit de... E și mașină nouă, până la urmă. Și văd un pitic în spate. Da. Cam asta a fost. Eu zic că... Păi sincer, adică să nu mai zică lumea că sunt eu hater de mașini, înțelegi? Bă, când e nouă și când e întreținută și sau chiar dacă are kilometri, dar e întreținută, da, e un best buy, așa ceva. Adică e genul ăla de mașină pe care o iei pentru criterii, dar trebuie să recunoaștem că românii o iau și cu sufletul. Românii îndrăgostiți de modelul ăsta de mașină, oricât am zice noi chestia asta. Și având în vedere că e alegere sufletistă preponderent la unii, ar trebui să fie totuși atenți la starea mașinii, să nu o cumpere impulsiv doar pentru că are o culoare frumoasă și arată bine. Eu mi-aș lua așa ceva, dacă aș avea nevoie de spațiu și pur și simplu o mașină pentru deplasări diverse și concedii și oraș. Dacă vrei să fii sufletist, costă, pentru că orice cal în plus, orice pretenție dinamică înseamnă mașini care au fost mai scumpe sau care sunt mai scumpe de noi. Da, domnule, păi ce să zic, sper că v-a plăcut și că a fost o chestie inedită faptul că am filmat la benzinările Socar, că ne-am văzut și cu fanii, că a fost o revedere așa și pentru mine cu sucursala Craiova și că până la urmă sperăm să apreciați și voi toată treaba asta, că nu facem degeaba. Cred că dacă nu ne-ați uitat, nu v-ați uitat la noi, n-am vorbit singur atâta uita. Mașină. Ne-ați uitat, ne-ați uitat, exact, cam așa, da. Și a mai scăzut și consumul, 7,4, mai 7,5. Da, domne, păi, na, cam asta cred că a fost. Mulțumim sponsorilor, fanilor, producătorului că a fabricat această mașină cu care ne putem plimba. Și ce să zicem, s-a auzit de bine. La revedere. Conduceți preventiv, da, exact. Deci eu m-am speriat, am venit aici în Craiova cu mașina atât de liniștit, am reușit să scot un consum de 6, pentru că pur și simplu m-am speriat după ce am citit toate știrile, înțeleg că cu o zi în urmă, azi fiind duminică, au murit 30 de oameni într-o zi pe drumurile publice, numai 7 într-un accident pe Moldova cu un maxi taxi. Deci chiar se merge. Da, ăla de dimineață. Mult prea neîngrijit, adică deja s-a ajuns să o iei invers pe autostradă, că nu ai răbdare să. Și nu mai putem da vina că da, adică autostrăzi. Deja nu mai e exact, adică, nu e de drumuri. Hai că nu avem, dar măcar noi să mergem preventiv. Este, chiar putem face noi ceva, nu știu, adică chiar
Vrei să-ți risci viața pentru 15 minute de timp ca să ajungi mai repede conducând haotic și cu, mai ieși cu familia, mașina, nu știu. Eu mi-am reconsiderat un pic stilul de condus după știrile astea. Da. Bun, să rămânem să terminăm totuși într-o notă pozitivă și na, să ne auzim cu bine. Pa, pa! La revedere!